Dacă închizi ochii, vezi câte gânduri îți apar. Dacă vrei să postești, vezi cât de greu ți este. Dacă vrei să te trezești fără alarmă, vezi cât de greu ți este. Dacă vrei să-ți lași mintea fără gânduri, vezi cât de greu ți este. Lucrul sufletesc nu se face cu mintea, nu se face cu emoția, nu se face cu trupul. Cine vrea să facă lucrurile astea, se înșeală. Fiecare problemă este o oportunitate de dezvoltare. Orice cuvânt eu spun, pe lângă faptul că aude el, am nevoie să-l aud și să-l fac eu astfel, conectarea cu mine se întâmplă mai des. Observăm că suntem rezultatul modului în care noi am gândit, am simțit și am trăit. Și ne complacem în asta. Toate lucrurile care ni se dau nouă de către viață, problemele, situațiile grele, negative, lucrurile care ne apasă, sunt oportunități de creștere sufletească. Joaca este limbajul sufletului, este partea aceea de jovialitate, de energie, de entuziasm, de plăcere, de bucurie că trăiesc. Atenția este limbajul sufletului. Și atunci când suntem atenți, de fapt, ordonăm mintea, emoțiile și trupul într-un singur tot. Este un exercițiu mental extraordinar să-ți folosești simțurile mai mult. Oriunde mergi, să le folosești, să vezi ce este în jur. Producția de entuziasm nu este în expansiune. Nu este să vorbesc foarte tare, să mă manifest foarte tare. Nu este să mă dedic foarte mult unui lucru. Producția de entuziasm stă să îmi păstrez eu ceea ce am acumulat. Adică să fiu entuziast, să acumulez și mai mult. Generozitatea este o atitudine pe care o ai și atunci când ți-e bine și atunci când nu ți-este bine. Învață legile naturii și divine. Am pus inima în corpul tău tocmai ca să aduci aminte ceea ce ai uitat.